Știți proverbul, unde nu-i cap, vai de picioare. Da. Există zone specifice pentru tristețe, pentru bucurie? Da, pentru... există pentru toate. Există o arie din creier care se ocupă de depresia majoră. E acel moment în care Chiar vrei să faci ceva, dar și pur și simplu creierul nu. refuză. Asta se întâmplă cel mai des în cazul depresiei. Pastilele se iau la gard. Deci, pur și simplu, pentru că nu sunt legăturile. Dintr-un anumit moment al dependenței, lucrurile nu mai țin de noi. Avem nevoie de un ajutor extern. Ca un detector de minciuni. Deci, noi vedem creierul în timp real și vedem exact uh, ce se întâmplă când vorbim. Precizăm despre niște lucruri pe care el le ține pentru intimitatea lui și nu le-a spus nimănui niciodată. Este vorba despre uh, boli foarte grave și grele, boli degenerative, despre care până nu de mult se vorbea că sunt fără leac. Alzheimer, Parkinson, demență senilă, sunt na, niște boli, pare să fie boli de bătrânețe, doar că din nefericire nu mai sunt așa. Ele se instalează mult mai devreme? Se instalează în jur de 50 de ani. Cu ajutorul acestei căști de neurofeedback, culegem informații din câteva zeci de mii de puncte de la nivelul creierului. Practic nu scapă nicio zonă nescanată. Gama, care este cea mai înaltă frecvență a creierului, în gama medităm, ne rugăm, de acolo creăm noi structuri neuronale. Există o zonă în a lui Dumnezeu în creier? La nivelul inimii este acolo o zonă care conține celule identice cu neuronii. Prin Acum... aceste jocuri noi reușim să înțelegem cum funcționează creierul nostru. Cu cât își menține starea de relaxare mai mult timp, cu atât acest animalus va avea șansele să termine cursa pe primul loc. Salut! Astăzi vorbim despre creierul uman. Oamenii de știință spun despre creierul uman că are în jur de 100 de miliarde de neuroni. Nu este o simplă rețea neuronală. Fiecare neuron formează o mie de conexiuni. Dacă fiecare neuron ar deține o singură amintire, în scurt timp ai rămâne fără spațiu de stocare în creier. Creierul ar fi similar unui dispozitiv USB doar că neuronii colaborează între ei și astfel capacitatea crește exponențial. Are peste 125 trilioane de sinapse și se consideră că ajunge la o capacitate de stocare de 2,5 petabytes. Dacă creierul tău ar funcționa ca un recorder video-digital TV, 2,5 petabytes ar fi suficienți pentru a susține 3 milioane de ore de emisiuni TV. Ar trebui să lăsați televizorul să funcționeze continuu mai mult de 300 de ani pentru a utiliza tot spațiul de stocare, ne spune Paul Reber. Trăim în era digitală și tot acest volum de informații ne copleșește și ajungem să subestimăm creierul uman. E o mare greșeală. Un studiu din 2021, prin comparație, susține că Google procesează zilnic 24 de petabytes. Wow! Deci 10 creiere umane ar putea susține traficul zilnic al Google. Interesant! Noi ne naștem cu un computer foarte puternic în cap, doar că trebuie să mai instalăm niște programe în el, ne spune Tatiana Cernikovskaya. De câte ori nu te-ai întrebat, oare ce a fost în capul meu? Păi cu mașina, de ce mergem la revizie? Computerul, de ce are nevoie să-i reinstaleze sistemul? Așa e și cu creierul nostru. Are nevoie să-i instalăm programe noi, dar să și dezinstalăm altele din când în când, să-l curățăm, să scoatem ceea ce este nociv. Orice te-ar măcina în interior, trebuie să împărtășești cuiva. Pentru asta există preoți, prieteni și psihologi. O așchie, dacă nu scoți la timp, provoacă infecții. Luăm decizii, avem comportamente și reacții, iar acestea sunt rezultatul funcționalității creierului nostru. Uneori, pur și simplu de Știți proverbul, peștele de la cap se împute? Majoritatea bolilor pleacă din creier. Nu trebuie să uităm asta. Dacă avem un creier sănătos, avem și o viață sănătoasă. Rămâi aici. În următoarele 45 de minute vei înțelege cum neuroștiința practică, aplicată, dar și inovația îți pot schimba viața. Creierul este cheia care mă eliberează, spunea Hudin. Te aștept să interacționăm. Astăzi vă invit la o lecție de neuroștiință împreună cu două doamne. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Doamna Alina Robu, psihoterapeut și doamna Diana Nemes, medic generalist. Corect? Adevărat. Da. Ce faceți dumneavoastră și cu ce vă ocupați? Că astăzi aveți o misiune specială. Păi, uite, o să zic așa că, pe lângă faptul că sunt și eu personal, sunt și psih sunt psihoterapeut, sunt și terapeut neurofeedback. Că de aici pornim, de la terapeut neurofeedback și de la psiholog clinician, cred Dar că e mai a, ce acest concept de păi terapeut? Asta Bun, terapeutul ăsta neurofeedback, asta e o specializare pe care noi am făcut-o în Germania, la un institut de neuroștiință din Germania, cu care noi colaborăm. Noi, în țară avem asta, un institut de neuroștiință, Uh, și ce facem acolo este să uh, vindecăm tot felul de lucruri. Uh, pornim de la o harta creierului și apoi găsim uh, soluții de vindecare pentru toți pacienții noștri. E, un, uh, e complex, e foarte mult ce facem. Uh, a început toată povestea asta cu mulți ani în urmă pentru noi mulți, mulți poate nu mulți. Pentru dumneavoastră, pentru dar la pentru noi, la nivel uh, internațional, lucrurile se petrec de 80 de ani. Deci wow. uh, da. Au început uh, pentru uh, piloții de la NASA care se antrenau ca să plece, inițial, pentru cosmonauți, ca să poată pleca în spațiu și erau, făceau niște antrenamente speciale, pentru că ei sunt supuși la stres, sunt supuși la foarte multe, e foarte multă presiune pe ei și atunci, în contextul ăsta, s-a creat, s au început să lucreze pe creier, să caute căi pentru care să le antreneze, cum să-i antreneze, să fie mai buni, mai productivi, mai concentrați, mai focusați, să, să, să diminueze din stresul pe care îl au, pentru că există un stres foarte mare în momentul în care se iese în spațiu. Și atunci așa s-a pornit toată povestea asta cu neuroștiința. Și a început cercetare foarte multă, foarte multe studii, dacă vorbim de 80 de ani, sunt o grămadă de ani. Așa, în America se întâmplă asta, în, în Europa de vreo 50 de ani e același lucru. La noi, noi am adus în țară lucrurile astea. Existau când în momentul în care noi am adus toată aparatura asta uh, printr-o întâmplare ca să zic așa, că n nu, nu ne-am propus cumva. Noi uh, am început din experiența comună din cabinet uh, de psihoterapeuți uh, eu sunt și sexolog pe lângă toate astea și oh. uh, da, așa și Experiența de cabinet ne-a făcut să căutăm ceva. Deci era o stare pentru că crezi legătura terapeutică o crezi în timp. Adică nu e ca și cum poți să faci spontan ceva. Și atunci ne gândeam împreună stând de vorbă, cum găsim noi o cale să putem să vedem cu exactitate în creierul omului ce se petrece ca un detector de minciuni. Și am strâns o echipă de uh, IT am strâns, uh, ne-am mai unit cu o prietenă care are o școală de psihoterapie și am dorit să facem niște studii. Noi așa am pornit, gândindu-ne, băi, o să facem o aplicație, o să facem un lucru, o să ne apucăm de toată povestea asta. Cam acum 8 ani s-a întâmplat uh, treaba asta. Și uh, am început cătinel să le legăm pe toate. Doar că la un moment dat am început să căutăm în lume să vedem dacă lucrurile astea există. Noi am luat-o așa, la noi în curte, să vedem cum facem. Până când noi am adus aparatura cu acești cu pe electrozi și când am, am găsit institutul din Germania cu care lucrăm excelent și ei lucrează și cu Joe Dispensa, povestește pe de a de toată aparatura asta, cumva așa, asta a fost și legătura noastră, institutul lucra cu el, noi am, aveam, cumva citeam și noi despre Joe Dispensa mult și am intrat cumva în legătură cu ei și am reușit să luăm aparatura. Aparatura, să aducem tot, să înțelegem și să ne specializăm. Că mă întrebați de specializarea de terapeut neurofeedback. De aici am pornit. Ne-am făcut specializările acolo. Cumva am, am fost în, în toată perioada de pandemie, am fost foarte preocupate și am studiat extrem de mult despre creier. Asta era oricum o pasiune dintotdeauna și știam lucruri despre neuroștiință, dar la nivel teoretic, nu la nivel practic, nu la nivel aplicat. Haideți să mergem un pic practic, că ne interesează foarte mult pentru cei de acasă să înțeleagă concret cum funcționează această terapie. Dar, înainte de a vorbi despre terapie, cum funcționează această hartă a creierului? Da. Ce este, în primul rând, harta creierului și cum se poate obține această hartă? Există acest instrument, acest echima, echipament specific Ce măsoară activitatea electrică a creierului Așa cum termometrul măsoară temperatura corpului Așa cum electrocardiograma înregistrează activitatea electrică uh, Generată de inima Deci nu e nicio magie uh, nu, e... nu este nimic ieșit din comun sau uh, științifico-fantastic Este un echipament care este capabil să detecteze Activitatea electrică a creierului Concret, este vorba de o cască ce conține 19 electrozi de argint. Casca este conectată cu un laptop care conține un software care amplifică tot ceea ce recepționează casca. Casca aceasta nu transmite curent electric către creier, este doar un instrument de măsurare. Așa cum termometrul nu vă crește și nu ne crește temperatura corpului și nu ne-o scade, la fel și această cască nu ne influențează activitatea electrică a creierului, ci doar o măsoară. O deci, nu este nimic invaziv. Nu este deloc invaziv. Bineînțeles, știm cu toții, nu cred că mai este în zilele noastre o noutate, faptul că atunci când celulele creierului sunt vii și funcționează, ele generează activitate electrică. Altfel spus, producem curent în cap. Tesla spunea, oh. te întrerup o secundă Tesla spunea că dacă ne-am legat toate creierele unele de altele, n-am mai avea nevoie de curent electric așa ar, am avea de multă energie electric. poate, wow. poate da. aceasta va fi soluția eco a viitorului <laughs> pentru curent să curentul da, să funcționăm. <laughs> Unii <fură> curent. <laughs> da, da exact. <laughs> Se aplică această cască, ia, electrozii sunt conectați cu scalpul prin intermediul unor bureței, udați în prealabil cu o soluție ușor salină pentru conductivitate, pentru a, a obține o acuratețe cât se poate de mare a datelor culese, adică a undelor cerebrale. Apoi rugăm pacientul să stea liniștit, relaxat, cu ochii închiși, timp de 6-7 minute, și facem o înregistrare a electroencefalogramei. Putem să mergem concret pe niște cazuri de afecțiuni pe care oamenii le au și ele pot fi tratate? Da, 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 putem să mergem pe foarte multe uh, cazuri. În primul rând, aș vrea să împart în trei categorii ce putem uh, rezolva. Este vorba despre uh, boli foarte grave și grele, boli degenerative, care până nu demult, uh, despre care până nu de mult se vorbea că sunt fără leac. Și aici vorbim de Alzheimer în principiu și de Parkinson, de mență senilă, sunt na, niște boli, Pare să fie boli de bătrânețe, doar că din nefericire nu mai sunt așa. Ele se instalează mult mai devreme? Se instalează în jur de 50 de ani foarte de. Și a fost dintotdeauna sau există, nu, există ceva nu, acum care le favorizează? Acum le favorizează uh, supraactivarea la care suntem expuși cu toții. E prea multă informație pe care o primim, creierul nu apucă să o decodeze în mod autentic. Nu a Mă, circuit? Exact, ca exact ca un scurt circuit se produce în creier, adică e prea mult și prea repede, prea mult impuls nervos transmis prea repede și creierul nu, nu decodează informația primită Și e pur și simplu scurt circuitează. Asta constatăm în o grămadă de creiere Facem extraordinar de multe uh, uh, hărți de creier și vedem asta că se întâmplă aproape constant. Sunt câteva afecțiuni care au subactivare atunci e prea puțin impuls transmis cu prea puțină O, În depresie apar, mai ales atunci când, de pildă, e o medicație luată ne. ne, ne Corect, ca să zic așa, necorespunzător. Da. Pentru că, în momentul în care uh, psihiatru recomandă, deci, că tot, e o situație, vorbim de depresie, se tot întâmplă chestiunea asta cu depresia, acum se tot sinucid oameni cunoscuți. Uh, Chiar recent? Da, recent, exact. Am, știm că creatorul de modă avea probleme cu, și cu consumul de diverse lucruri și cu uh, depresia, se lupta cu ea de alte zile. Uh, uh, foarte des uh, psihiatrii spun că depresia e netratabilă. Dar de ce e netratabilă în esență? Psihoterapeuții au aceeași părere? Au aceeași părere, uh, cei mai mulți dintre ei. De ce? Pentru că de regulă se dau uh, se dă un anumit tip de medicație sau se încearcă, se merge pe varianta, încercăm și vedem ce rezultat e. De ce? Pentru că nu se știe exact... Uh, cum să se facă. Ei, cu aparatura noastră acum, ăsta e un lucru fabulos ce se poate face. Poți să vezi cu exactitate, pentru că există o arie din creier area aia este aria, mă rog, o să o numesc chiar, 25, care se ocupă de depresia majoră. Și uh, funcțiile acestei arii sunt uh, uh, procesarea corectă a tristeții și transportorii de serotonină. Există da? zone specifice pentru tristețe, pentru bucurie? Da, pentru... există pentru toate și pe care le putem vedea. Practic, uh, creierul nostru este împărțit în 47 de arii. ariile Brotman se numesc. Uh, Brotman la începutul secolului uh, 20, a început împărțirea asta și, în funcție de ea, a, a, ariile astea au una sau mai multe funcții și re sunt responsabile de tot ce se întâmplă în corpul nostru, din punct de vedere fizic, psihic și emoțional. Dacă ariile astea sunt ok și sunt în parametri optimi din punct de vedere electric, noi suntem sănătoși din toate punctele de vedere. Ok, deci noi, noi avem, putem să ducem creierul în niște parametri e normali, ca el să-și facă treaba. Ca el să-și facă treaba și să fim sănătoși, perfect sănătoși. Adică există. Nu e utopie, e o realitate. Și asta putem face prin neurofeedback și prin uh, neurofeedback cu plus, îl numim noi, prin tot ceea ce noi facem în plus. Avem mai multe instrumente pe care le folosim sinergic uh, ca să, pentru fiecare da, pacient. Indiferent de partea. motivul pentru care am, vă întreb aici pe noastră că sunteți doctor, indiferent de motivul pentru care avem aceste probleme la nivelul creierului de activitate. Cerebral, ba, da? da? De da, intensitatea da. curentului. <laughs> Încerc oh. să-l să traduc pentru oameni cumva. Oh. Chiar, chiar dacă e ceva moștenit. Păi, în foarte puține situații lucrurile sunt moștenite. Ne face plăcere adesea să dăm vina pe arborele genealogic pentru obezitate, pentru alcoolism, pentru tot felul de lucruri cu care ne confruntăm. Dar să știți că procentul acesta de transmisibilitate pe cale genetică este mult mai mic decât ne-am dorit noi așa dând vina pe cei dinaintea noastră. Da, indiferent de cauza lucrurilor, neurofeedbackul intervine cu rezultate foarte bune și în aceste situații cu afecțiuni moștenite, chiar dacă nu dispare problema de bază, calitatea vieții pacientului se îmbunătățește, pentru că dacă vorbim de un sindrom Down, care este determinat genetic, Există foarte multe subtipuri și foarte multe feluri de manifestări clinice. Acel pacient cu sindrom Down poate ajunge să aibă o viață normală și să fie integrat sănătos în mediul în care trăiește, și să fie independent. Lucru care este extraordinar. Uh, și aici vine... Se întâmplă, se întâmplă și fără această tehnică. Adică sunt oameni care au sindrom down și reușesc să fie independenți. Uh, foarte greu, foarte, foarte greu, greu și într-un procent extrem extrem de mic. Și chiar extrem extrem de rare sunt uh, situațiile acestea uh, favorabile. Uh, aici este marele plus pe care îl aduce această hartă a creierului, pentru că uh, dacă la nivel descriptiv pacientul spune, mă doare capul dimineața când mă trezesc. Poate să iau o grămadă de medicamente. Dacă intri într-o farmacie pentru o durere de cap, e un raft întreg. Da? Sau am o infecție, dăm un antibiotic. Ok, ce antibiotic? Dacă ai o infecție urinară, faci o urocultură să vezi ce bacterie produce acea infecție și apoi antibioticul îl primești țintit. Părinții sunt, merg cu un copil care este suspectat ca având ADHD și trebuie să răspundă la un chestionar despre copil și răspund la chestionar vor fi niște răspunsuri, dar acele răspunsuri nu reflectă ceea ce se întâmplă în creierul copilului. Făcând harta creierului, putem vedea cu precizie ce se întâmplă în acele arii. De exemplu, pentru că tot am amintit de copil cu ADHD. De fapt, să fie cu totul alta problema la nivelul creierului: să fie un exces de activitate electrică și niște grupuri de neuroni să transmită între ei o cantitate prea mare de informație, și atunci copilul nu poate integra corect informația din mediul extern, ceea ce spunea și Alina, nu, putea, nu poate filtra lucrurile, nu poate prioritiza informația și se ajunge eronat la un diagnostic pentru care mai și primește un tratament și trebuie să facă tot felul de care terapii poate să facă mai mult neprietenoase, rău. care real, în anumite situații, fac mai mult rău. Deci, văzând ce se întâmplă exact în creier pe fiecare arie Brodman. E ca și cum vedem la microscop ce se întâmplă. Și atunci, dacă avem cunoștință despre cauza lucrurilor și despre felul în care ele se produc, putem face un tratament personalizat pacientului. Deci, indiferent cu ce probleme de sănătate se vine, nu că ar fi neurofeedback cu panaceul universal, dar real, cel puțin îmbunătățire și ameliorarea situației și îmbunătățirea calității vieții, dacă nu chiar vindecare, se poate obține cu amendamentul că E foarte important să țineți cont uh, de uh, terapeutul la care apelați, pentru că există terapeuți fără experiență, cu puțină experiență sau cu zeci de ani de experiență, mm -hmm. absolut, dar este un lucru extrem de important care face diferența. Păi, în orice uh, domeniu, un echipament este un echipament. Cel care îl folosește este, de fapt, artistul. Cel care. Așa, și eu am un, un pic să mână, dar nu știu să desenez. Mm -hmm. mm -hmm. Absolut, exact. și aș mai face o adăugire. Uh, da, trebuie să cunoști tehnic echipamentul. În plus, e important să ai și cunoștințe uh, cât mai complexe, ducându-te cu tot ceea ce conțin zona de medicină integrativă. Pentru că e foarte important să înțelegi că omul nu este doar fizic. E foarte important să cunoști abordarea psihoemoțională a pacientului, e foarte important să ai cunoștințe de statistică, adică noi am făcut un master de statistică, să putem înțelege cum am putea, obține, am putea stabili un tratament personalizat pentru fiecare pacient. Pentru că, spre deosebire de situația despre care o amintea Alina acum, că medicamentele în psihiatrie funcționează pe principiu încercare-eroare și ajustez dacă nu funcționează, Schimb, în cazul antrenamentelor personalizate neurofeedback, aici mergem țintit, adică rezultatele sunt direct, nu încercăm și dacă nu funcționează ajustăm. Vă rog, Eu aici vreau să dau, să da, pentru că vreau să dau exemplu ăsta cu depresia, că este foarte se vorbește foarte mult despre asta. E un exemplu simplu. E ca și cum am în momentul ăsta, să zicem, cărbune în București, mie îmi trebuie cărbune în Brașov. Eu n-am legătură între București și Brașov nu mă încălzește cu nimic, că e plin de cărbune în București, dacă e mie îmi trebuie în Brașov. Ei, ce putem noi să facem cu neurofeedback-ul este să facem legătura între București și Brașov și să ducem cărbunele din Brașov fix în, în, din București, fix în Brașov, unde deci e nevoie de acele conexiuni e. între neuroni? Exact, despre asta e vorba, despre căile neuro, neuronale, pentru că deseori um, sunt situații în care pur și simplu nu ajunge ceva în punctul în care e nevoie de el. Și atunci degeaba, na, dacă eu am nevoie de asta aici și n-am cu ce duce de aici aici, că vorbeam de transportorii de serotonin, asta se întâmplă cel mai des în cazul depresiei, pastilele se iau la gard. Deci pur și simplu pentru că nu sunt legăturile. Și dacă omul nu are de unde să știe din oficiu că nu are legăturile astea. Sau psihiatru nu poate să se uite în ochii lui și să-i spună ah, tu n-ai legăturile între A și B, eu m-am prins. Nu are de unde să-și dea seama. Ei, aparatura asta poate să vadă asta. Și pute... asta se întâmplă numai în cazul depresiei, se întâmplă cu foarte multe alte afecțiuni. Că de pildă deseori, într-un cuplu, vorbim despre faptul că celălalt e neatent, nu te ascultă, nu te aude. Nu te aude. Și tu vorbești și el nu aude nimic. În general, Cel bărbații. Mai... În general, bărbații, exact. Așa. Și uh, ce se întâmplă? De fapt. Nu avem funcția că... de multitasking. Nu, nu avem. Nu, da, dar, da, corect. Dar este nevoie de ea în multe lucruri și atunci poate nu sunt niște conexiuni. O făcute. folosim doar la volan. <laughs> da. Doamne, ajută. Da. Noi nu. <laughs> nu, o folosim și noi. Deci, și ce se întâmplă atunci când uh, nu sunt niște legături făcute? Pur și simplu, n-ai de unde să știi că nu le ai, dar tu, de fapt și de drept, nu poți reacționa pentru că îți lipsește ceva. Da? Arată diferit creierul unui om căsătorit, că tot am vorbit despre asta? <laughs> uh, nu, nu arată diferit. Nu arată, diferit uh, nu? arată diferit atunci când îl întrebi cum se înțelege cu partenerul sau partenera. Da. De obicei apare așa o supraactivare instantă pentru că e scos din zona de confort, fiind o întrebare personală. Noi asta putem vedea. Asta e că există foarte multe situații când oamenii, cel puțin când vorbim de afecțiuni psihosomatice, foarte multe lucruri nu suntem conștienți de ele, noi, personal. Adică intrăm într-o terapie, să zicem, și ne întreabă terapeutul, psihoterapeutul, ce relație avem cu mama, de pildă, și noi zicem, excelentă, e prietena mea cea mai bună. Și ei, ce putem noi vedea acum, că în timpul terapiei noi asta putem vedea. E ca un detector de minciuni. Deci noi vedem creierul în timp real și vedem exact ce se întâmplă când vorbim. Deci adresăm întrebări pacientului și vedem în timp real cum el ne spune sau nu ne spune deci, adevărul pe care îl simte sau îl înțelege că nu neapărat ne minte. Un că pacient nu asta devine transparent cumva da, în momentul devine, în care e acolo. devine transparent pentru că creierul ne semnalează. Dar s-ar putea să afle niște lucruri pe care nici el nu știe că le da, crede? Exact. Despre despre asta, ba da, exact. Poate să le afle pentru că putem să dezbatem lucrul ăsta și putem să intrăm adevărat încă într-o situație și într-o problemă și să înțeleagă și el și să conștientizeze lucrurile. de foarte multe ori atunci când uh, uh, explicăm pacientului uh, uh, rezultatele și explicăm uh, harta creierului uh, lui, este foarte surprins auzindu-ne că precizăm despre niște lucruri pe care el le ține pentru intimitatea lui și nu le-a spus nimănui niciodată. Îi vorbim despre tot felul de frici sau despre stima de sine sau despre alte aspecte de ordin personal pe care chiar nu le-a împărtășit cu nimeni. Și, uh... Adică avem deseori chestiune, starea asta de situația asta în care zic, wow, n-a nimeni că eu... Bine, Diana acum spunea de partea psihoemoțională și că, ok, ții pentru tine că, de pildă, n-ai încredere în tine sau ții pentru tine că, nu știu, o grămadă de alte lucruri le ții pentru tine. Dar poți să ții pentru tine că nu miroși, de pildă, că nu ai mirosul dezvoltat. Când ai și, că n-ai olfactiv. că n-ai simțul olfactiv. Și atunci noi spunem despre asta. Sau poți să ții despre tine că ai păcănituri în urechi de 10 ani sau tinitus sau un vâjit specific. Bun, și se pot rezolva? Se pot rezolva, se... evident, cum? și le putem, cum? putem vedea. Puteți să-mi spuneți concret cum se... Că Sunt oameni care probabil vor să afle? Uh, venind la terapie, deci prin terapia neurofizică Bun, o, se face o scanare, da? Da. Și apoi? Uh, apoi se folosește pentru terapie același echipament. Uh, uh, legătura este în felul următor. Casca măsoară, colectează activitatea electrică a creierului pe care o transmite sistemului. Sistemul o transformă și pe monitor, bineînțeles că vedem transpunerea în forma cifrelor sau a undelor, deci e o transpunere da. vizuală softul este conectat cu un monitor pe care pacientul îl privește, iar ca și instrument pentru ședințele de terapie pot fi folosite instrumente vizuale, auditive sau tactile. Ce înseamnă asta? Instrumente vizuale înseamnă că pe ecranul pe care pacientul îl privește vor rula niște jocuri sau niște filme sau niște videoclipuri. Noi spunem pacientului să privească în stare de relaxare, atât cât poate fiecare, să privească lucrurile respective cu detașare. Iar prin intermediul ochilor, care reprezintă analizatorul vizual, atunci când activitatea electrică a creierului intră în parametrii optimi, imaginea de pe ecran are o anumită fluență, o anumită cursivitate în momentul și pacientul vede lucrul acesta și e un feedback subliminal pentru creier. În momentul în care activitatea electrică este în afara parametrilor, de exemplu, poate pacientul i-a trecut prin cap că are avion după amiază și poate că o să mult în aeroport și la terapie și nu are timp. Da? Deci e, se produce o supraactivare atunci la nivelul creierului pe anumite arii. Ceea ce vede pe monitor va stagna sau se va desfășura într-o manieră nefirească, nepotrivită. E ca un semnal de atenție pentru pacient că ceva nu fac bine și atunci focusul iarăși este la ceea ce privește. Deci Avem este o problemă de focus în viață de zi cu zi? Mare, marea majoritate dintre noi, da, este o dificultate de a focaliza, de a pune atenția pe ceva anume și o dificultate și mai mare de a păstra atenția. Și, și de aici vin în Da, da, da. bineînțeles. Dificultăți de învățare, probleme de memorie, pentru că dacă ți-e greu să înveți, nici nu prea ai cum să-ți amintești poate, Se poate rezolva memoria? Da, absolut. Atât memoria de scurtă durată, cât și pe memoria pe termen lung. La copii, loc. la adulți sau o, și la indiferent, indiferent de categoria de vârstă, indiferent și indiferent de cumulul de patologii pe care le are pacientul respectiv. Există un calup de aproximativ 3000 de melodii care sunt conectate cu software-ul. Uh, și dacă activitatea este în parametri, se aude melodia respectivă la volum uh, ridicat și constant, tonalitate constantă. Dacă iese din parametri activitatea electrică a creierului, atunci e ca și cum am uh, dat mai încet melodia sau uh, o facem să nu se audă deloc, am uh, anula-o. Pacientul, în prima, a doua ședință de terapie, învață cum să folosească aceste instrumente, fiind, bineînțeles, foarte uimit la început, pentru că nu înțelege cum poate ghida fără să pună mâna un joc, sau cum poate să uh, modifice singur volumul cu care se aude o anumită melodie, fără să facă el conștient și voluntar nimic. Sunt niște uh, jucării senzoriale, vibrotactile, uh, conectate cu casca pe care copilul o are pe cap și care vibrează în brațele lor și le dau o senzație foarte plăcută, care îi liniștește foarte mult și apoi putem folosi și cu acești copii celelalte instrumente vizuale și auditive. Mai avem un instrument pe care îi uitat să-l spui, este dimărul. Ăsta este un instrument pe care îl folosim pentru oamenii cu patologii foarte grele. Spre pildă avem adulți autiști. Au venit și, de pildă, nu putea să stea liniștită persoana respectivă decât ascultând muzică populară. Era forma în care putea să stea. Și atunci, casca i-am pus-o pe cap și putem să folosim un dimmer, de deci ce ca și cum adăugăm o, un ecran peste ecranul de la televizor. Și dimărul ăsta se uh, închide la culoare atunci când activitatea electrică nu este în parametri optim și se deschide la culoare atunci când activitatea este în parametri optimi. Și practic își modifică fiți? transparența și poți să vezi la televizor ce-ți dorești. Și pe, pentru asta, adică ăsta e cel mai uh, uh, grozav feedback pe care îl putem avea pentru că se pot uita la ce la le place. Adică poate să uite la desene copiii, poate să se uite la, desene, copii, se uite la uh, nu știu, la un... Adulții se pot uita la lucruri care îi interesează, poate că, și bun, nu știu. Semnalul că este pe drumul bun, și atunci că vede, când imagine, începe să vadă, vadă cât mai imagine. bine, da, când, când cât vede mai cât mai clar, clar, când începe să se vadă cât mai clar imaginea, ăsta e un semn că deja creierul e în parametri optimi și că lucrează foarte bine acolo. Dependențele de asemenea, avem rezultate excelente pentru dependențe și pentru dependențele de droguri, de jocuri de noroc, de bă, țigări. Am, avem oh. o grămadă de oameni care au scăpat de fumat. Da. de Există ui. o zonă în creier care da, se ocupă de dependențe? Da, există o zonă de care se ocupă de dependențe. Da. E area 13. Și dincolo de asta, <laughs> se, în dependențe se întâmplă niște lucruri la nivelul cortexului prefrontal, de se ajunge în acea situație în care chiar dacă tu spui că îți dorești să te lași de un anumit lucru, e ca și cum îți lipsește voința și, din păcate, cei din jur etichetează persoana respectivă a nu are voință, dacă ar vrea, ar, ar putea să facă lucrul Bun, acesta. Și este nu independent de noi. Este independent de noi, deci într-un anumit moment al dependenței, sau dintr-un anumit moment al dependenței, lucrurile nu mai țin de noi. Avem nevoie de un ajutor extern. Și aici neurofeedback-ul face treaba pe care noi nu mai putem face prin voință. Wow. Da, și odată o, o asta și e nevoie foarte tare de suportul familiei. Când lucrăm, când lucrăm cu dependenții, e nevoie să ne susțină și ei, pentru că e important și feedback-ul lor și e important să ne spună și să ne ajute în, în tot contextul ăsta. Se poate îmbunătăți performanța? O, da. Și o să ne dăm exemplele personale de data asta, pentru că ne facem doctoratele în neuroștiință și lucrăm foarte tare și intens la toată treaba asta, și una și cealaltă. Și timpul de învățare, dacă să zicem, îl alocăm înainte, ar fi trebuit să punem opt ore, dau un exemplu. Putem să facem ce făceam în opt ore, în patru. Pentru că ne punem. Noi, noi, noi Trebuie toate. să învăț și eu asta. Da. Noi. Noi, noi facem totul pe noi. Mai am ceva colegi, sigur o să fie interesați. Da. Da. Deci nu, crește foarte tare performanța și crește focusul, atenția, capacitatea de învățare. Sunt lucruri pe care na, un manager de oricine are nevoie de treaba asta. Să-și să 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 poată focaliza și să-și poată folosi timpul mai eficient ca să ne mai rămână timp să mai și respirăm, să, mai, să ne mai și relaxăm și să nu mai să muncim și să învățăm într-un. E anum. o soluție și pentru. Este o soluție foarte bună pentru burnout. Au venit foarte mulți oameni la noi cu burnout și ajung și în stare de epuizare și de insomnie și de neputință de a se mai mișca. Pentru că e acel moment în care chiar vrei să faci ceva, dar pur și simplu creierul refuză și zice: știi ceva, lasă-mă în pace că nu mai vreau." Dați pentru că de shutdown, de adevăratele la de shutdown, nu mai poate, nu mai vrea, nu Dar dependența de dispozitive ai lăsat telefonul și spui, nu mai, nu mai, am stat prea mult pe Pui îl pui deoparte, iei tableta. Iei tableta, o dai deoparte, nu mai, iei laptopul și așa mai departe. Și nu te mai oprești din a folosi diverse dispozitive și, la un moment dat, se instalează și depresia și alte lucruri, adică îți pierde orice chef de viață, chiar dacă nu e depresie propriu-zisă. Da, lucrurile se întâmplă într-o manieră foarte interesantă. În cazul acestei categorii de oameni, există oarecare reticență în ceea ce privește neurofeedback-ul la început. Bine, n-a reușit nimeni până acum să mă convingă, n-am reușit eu să mă conving, care sunt un om plin de voință, cum o să facă niște jocuri la care privesc și o cască pe care o am să repetat de mai multe de ori singur. despre voință. Deci da. putem... Uh ajuta creierul să aibă acea voință care ne lipsește în foarte multe aspecte ale vieții noastre? Putem face lucrul acesta și putem să ne ajutăm să ne simțim plini de viață, de vitalitate, de energie, să ne trezim dimineața și să ne bucurăm chiar dacă plouă afară. Real putem face lucrul acesta cunoaștem pe propria piele cum s-ar spune ce simt și cum se întâmplă lucrurile în fiecare antrenament cu toate instrumentele pe care le folosim vorbind de acel neurofeedback Concret, plus, la pe ce v-a care... pe dumneavoastră? De exemplu, acum 2 ani aveam de dat examenul de competență în homeopatie adevărul e că eram foarte nepregătită, că nu alocasem timp real nu aveam timp fizic să mă preocup mi-am lăsat doar o lună de zile înainte de examen, dar e o materie care conține mii de pagini. Sunt 600 și remedii care trebuiau știute wow. și asta înseamnă niște detalii foarte, foarte amănunțite. Diferența între două remedii o pot face, poate să facă un cuvânt sau două. E, e foarte mult și foarte complex dacă vrei să faci lucrurile de Da, mi-am făcut brio. antrenament zilnic zilnic, zilnic și uh, ce am simțit diferit față de când învățam în facultate sau după în masterate și în toate formările pe care le-am făcut uh, Ceea ce, eu ca și structură sau ca formă de învățare tot timpul aveam nevoia să citesc odată tot, înțelegând ceea ce citeam, inclusiv am găsit logică și în anatomie acolo unde nimeni nu găsește logică eu am găsit Adică lucrurile mi se legau și le înțelegeam, le învățam pe de rost. Deci avem nevoie de o citire a materiei, după care încă o lectură, ca și cum aș fi dat așa un safe. Cu ajutorul la antrenamentelor neurofeedback, mi-a fost suficientă doar lectura. Deci am redus la jumătate timpul alocat învățării. Wow! Pentru mine lucrurile au fost și mai amuzante. Eu sunt 12 ore în cabinet strângeam, na, toți pacienții vin cu ale lor. Bun, ok, există sigur uh știința, avem și noi, mergem la psihoterapie, ca așa se face, un psihoterapeut trebuie Are să nevoie ducă de, de psihoterapeutul lui, ca așa, trebuie trebuie să, să curețe, își curețe, și face și el, nu se face o higienă. Trebuie, exact. să, fie undeva, trebuie nu? să fie igiena mentală și nu e ca și cum mai auzeam. Deci nu poate comentarii. să lucreze el singur nu, nu, cu nu, el. Nu nu nu. Nu, 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 nu. Asta e o aberație. Deci nu există așa ceva. Deci trebuie obligatoriu să meargă la cineva, pentru că e o parte subiectivă, în mod evident n-ai cum să rezolvi lucrurile că nu le vezi. Adică e un cuvânt pe care nu-l poți folosi într-o. Mintea care a creat problema nu poate nu rezolva. Poate rezolva. Păi, și când sunt într un uh, nu folosesc un cuvânt urât acum, dar când da. sunt în el, da. nu pot să ies din el decât ajuta să <laughs> ies din, da, așa. Da. Bun, deci nu se poate. Asta e o aberație că ne, ne ajutăm singuri, nu ne ajutăm singuri, trebuie avem nevoie de ajutor și trebuie să îl cerem. Deci este important. Eu avem o problemă cu controlul furiei. Deci, strângeam foarte multe lucruri și ajungeam acasă, și îmi descărcam nervii pe toată lumea. Adică, nu reușeam să mai conțin furia. Ce se întâmplă? ce s-a întâmplat cu neurofeedback-ul a fost clar, nu m-a mai înfuriat deloc, adică deloc, 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 ceea ce e mare lucru și adică ați oșa, reușit să da, rezolvați acest lucru. fără niciun problemă. fel de problemă, nu mă mai înfurii, deci nu lucrurile care mă scoteau din sărite, de la trafic și de la înjurăturile aferente la mersul de dimineață când lumea merge ca mortul uh, și nu ajungi la timp și începi să te, te iriți serios cât să stai, să schimbi o viteză până la orice altceva. Bun, sunt curios, acum, care era cauza? Păi, strânse toate și la mine, adică o grămadă de lucruri care na, pe care nu le procesam corect și eu. Și atunci creierul am învățat să le proceseze corect, să nu se mai enerveze, să se relaxeze, să. Și soluția a fost nem. neurofeedback nu, Da, da. Deci asta am făcut. Am pus cască tot așa zilnic și mi-a scăzut supraactivarea, pentru că era tot despre o supraactivare vorba acolo. Deci era creierul supraactivat. încins, exact. Ancins, era era în, fă, în flăcări, da. Uh... Sunt foarte multe lucruri de discutat, din păcate cred că am discutat nici 5% din câte mi-am propus eu. Uh, o să avem o parte de demonstrativă uh -huh. și acolo o să vă rog să ne explicați mult mai concret despre uh -huh. ce fac uh, acele echipamente. Așa că vă invit să, să trecem la demonstrație. Am ajuns la momentul demonstrativ, așa că o să vă rog, doamna doctor, să facem demonstrație. Avem pacientul. Are deja casca de neurofeedback casca. plasată corespunzător pe cap, iar aici pe monitor putem vedea deja activitatea electrică registrată sub, acestor, sub forma acestor unde. Este electroencefalograma în timp real. Specific ce se întâmplă în fiecare are. E, Am de o sus, curiozitate. Spuneți-mi, cred... există ceva concret pe ecran din care vă puteți da seama că un om este încăpățânat? Da, de exemplu, dacă eu acum îl întreb, ești încăpățânat, vedem linia aceasta, pe linia aceasta. Deși nu ne-a răspuns, răspuns, nu ne răspuns creierul dar ne vedem răspunde, ce nu? Se întâmplă. Da. Vedeți în cadranul acesta cum crește zona de alb, L-a din confort întrebarea. <laughs> nu de altă uh, dar chiar wow. este, Vă spun eu că este încăpățânat, dar nu ar recunoaște. Vedeți ce albit. Mult alb avem? Ah, înțeles. Da. Uh, ce vedem aici? Pentru fiecare undă, uh, despre care nu știu dacă avem timp să detaliem alfabeta, gamma, delta, teta. Deci când suntem în delta dormim un somn profund și odihnitor, când suntem în teta visăm, uh, suntem între somn și uh, realitate. În alfa suntem în realitate, însă nu suntem conectați cu cei în jurul nostru, ci mai mai degrabă centrați pe sine și mai degrabă observatori contemplativ. Asta se întâmplă și în Alfa 1 și Alfa 2, care sunt uh, niște derivate ale lui Alfa. Uh, low beta, beta și high beta sunt frecvențele pe care, cu care conectăm cu tot ce e în jurul nostru. În astea lucrăm, în asta învățăm, în astea muncim și suntem conectați cu mediul, cu oamenii. Unde cu suntem viața. Cei, cei mai performanți? Uh, păi nu știu că, de pildă, în high beta suntem stresați. Acolo este uh, frecvența stresului. Cel mai ok suntem în beta practic. Acolo suntem cel mai. Uh, suntem concentrați, suntem atenți și. Focus. Și relaxați? Și cumva da, pentru că în high beta ajungem să fim deja stresați. Care e frecvența uh, de de relaxării? Beta, uh, relaxării? Uh, a, nu, de, în relaxare ar trebui să fim undeva în alfa, acolo ar alpha. fi bine și ok. Dar când muncim și suntem conectați, deja mediu și oamenii ne, uh, ne, ne stresează deja cumva. Că... Spre exemplu, n-am vorbit de performanța sportivilor. Se poate antrena foarte tare. Există foarte multe echipe, mai ales în America, au lucrat foarte mult în anii din urmă, echipe campioane mondiale care au făcut neurofeedback și făcând neurofeedback Până și au reușit. Păi nu știu că nu s-a ajuns exact. Nu e un doping. Nu, nu, un doping nu e un nu doping. nu? E un antrenament al creierului. Dacă știi să-ți-l antrenezi. Mai urmează gama, care este cea mai înaltă frecvență a creierului. În gama medităm, ne rugăm, în principiu, și creăm cea mai mare cantitate de neuroplasticitate. Deci, acolo creăm noi, noi neuroni, noi, noi structuri neuronale. Există o zonă a lui Dumnezeu în creier? Hmm, e un răspuns care pare să fie foarte complex și depinde de perspectiva din care abordăm lucrurile. Ok, mi-ați spus Dumnezeu e în tot! <laughs> da, da, și inclusiv la nivelul inimii este acolo o zonă care conține celule identice cu neuronii, adică putem spune creierul are, inima are creier, dar creierul nu are inimă. Culoarea verde semnifică reprezentarea grafică a ceea ce înseamnă activitate electrică situată în parametri optimi. Galben, portocaliu deschis, portocaliu mai închis, roșu, înseamnă exces de activitate electrică, respectiv prea mare de transmitere a impulsului nervos între diferite zone ale creierului. Ce avem colorat în nuanțe de albastru? Aici pe această hartă avem mai puțin, dar iat, aici avem există 4-5 nuanțe de albastru. Cu cât uh, nuanța este mai intensă, cu atât uh, putem vorbi despre un deficit de activitate electrică în zona respectivă sau o viteză prea lentă de transmiterea impulsului nervos și, între anumite puncte. Și contează puncte. în funcție de, de zona respectivă a creierului dacă e de bine sau e de rău sau e oricum uh, e de rău când e, nu e ce activitate. Ce este verde este... este... Nu e bine. Altfel spus. Nu este mai bun excesul decât deficitul sau deficitul mai bun uh -huh. decât excesul. Adică abaterile de la zona optimă ne strică într-o formă sau alta sănătatea, calitatea vieții. Cu ajutorul acestei căști de neurofeedback, culegem informații din câteva zeci de mii de puncte de la nivelul creierului, atât de pe de suprafața lui, cât și din profunzime. Practic, nu scapă nicio zonă nescanată. Există tot felul de prelucrări ale informațiilor pe care le obținem din electroencefalogramă. Aici e zona ce conține foarte multă statistică, pentru că antrenamentele au la bază și scorurile Z. De asta vă spuneam că am avut nevoie de un master în statistică, să putem lucra cu aceste cifre care wow. se schimbă în fiecare fracțiune de secundă aproape. Rugăm pacientul să selecteze un personaj din acest joc. Primul? Primul, da. Primul? Ok pornim jocul, îi spunem pacientului să privească ecranul relaxat uh, și atunci când este în stare de relaxare, uh, pantera sau animaluțul selectat de pacient va alerga cu viteză foarte mare și cu cât își menține starea de relaxare mai mult timp, cu atât acest animaluț va avea șansele să termine cursa pe primul loc. Ui, dar pe mine mă relaxează imaginea, eu cred că am uh, alergat mult mai tare. Da. Prin Acum... aceste jocuri, noi reușim să înțelegem cum funcționează creierul nostru și ce anume ne ajută sau... Dresăm creierul ca să înțeleagă o, ce trebuie să mai facă? Mai degrabă spus, dresăm creierul, pentru că putem și să înțelegem ce se întâmplă. Dar asta înseamnă o muncă și un timp alocat. Foarte, foarte mult pentru a înțelege mecanismele lui. Deci, mai important să decât exact, să exact. exact, important este să obținem rezultate. Ceea ce voia să spun Alina mai devreme, legat de timpul alocat, 28 de zile sunt necesare pentru a se forma o sinapsă, 66 de zile pentru a se forma un Comportare. comportament și 6 luni pentru a se forma o deprindere, adică un automatism deja am început Deprinderea e exact. Unei sinapse. Deprinderea e exact așa ca și cum te apuci și conduci și conștientizezi că de fapt nu mai faci mișcările, adică nu mai ești conștient că bagi în viteză sau că... Ce le se întâmplă faci întâmplă natural. Na natural, da. Și respirația este o deprindere și mersul este o deprindere. Iată și sunetul victoriei cu acest pacient de față, e mai greu să-l facem să nu câștige jocurile pentru că face de, de mult timp antrenamente, neurofeedback și are deja sinapsele formate și creierul lui știe. Și s-a antrenat. E da, antrenat, creierul, creierul, creierul lui poate să-și atingă obiectivul fără să mai fie influențat de ceea ce se întâmplă Spre în exemplu, obiectivul exterior. aici care era? Dacă este primul plasat în alergare, în raport cu ceilalți, înseamnă că activitatea electrică în creier pe arile selectate de noi, ante, în prealabil, da. se află în optim, în zona optimă. De ce? Ca și cum să-și activitatea în zona exact. respectivă. Exact. Și mm. pentru că spuneam că putem face antrenamentele personalizat, un aspect extrem de important este că, din cele 47 de arii Broadman, dacă la el am identificat că activitatea electrică nu este în parametri optim funcționali în 5 zone, în 5 arii Broadman, în sistem noi selectăm doar acele 5 zone, astfel încât antrenamentul să vizeze doar acele zone. Țintit. Țintit. Țintit, mm -hmm. exact. Și ăsta e, e un plus valoare fabulos pentru că țintind efectiv, pentru că acolo bun, dacă el, în momentul ăla are aria selectată pentru anxietate, pentru uh, uh, atacuri de panică și așa mai departe. Noi asta vom lucra specific. Și mai Gen. are unul care nu are, are în care are probleme cu concentrarea, cu focusul, cu atenția. Aia și vom... la fel are... pe partea de afecțiuni. când, da, vorbim, da, da, de când Alzheimer, vorbim de orice. În da. Deci selectăm specific și fix punctat pe aia lucrăm. Adică Am mai nu... pus rapid încă un joc, în acest obiectivul pe care îl enunțăm pacientului este ca de asemenea să stea liniștit, relaxat, să privească, așa cum ar privi la un desen animat, detașat de ceea ce se întâmplă acolo, cu cât este mai liniștit, mai relaxat și activitatea creierului intră în zona de optim. optimă, de bună funcționare, cu atât undița aceasta cu pește se deplasează mai rapid înspre pisicuță și o hrănește. Care este concret un tratament? Vine omul, face o scanare, completă facem creierului, și apoi identificăm, identificăm ariile problemele specifice, îi explicăm pacientului ce se întâmplă cu acele arii și ce predispoziții Asta se arată. face la dumneavoastră, da, da? noi facem lucrul acesta. Ce predispoziții există uh, în timp, adică nu e ca și cum uh, îi spunem o listă de boli pe care o să le aibă, dar îi spunem care sunt lucrurile care pot să apară mai devreme sau mai târziu dacă alege să nu facă nimic și să lase lucrurile cum sunt acum. Bun, dacă, apoi, dacă ajunge creierul într-un la un nivel optim de funcționare, ca o mașină, Da. din momentul respectiv, mult mai multe probleme se vor rezolva. E da, corect? Absolut, da, bineînțeles. Da, și pentru că... mai, avem, mai facem ceva, o a doua parte a terapiei vizează crearea de noi structuri neuronale care să le înlocuiască pe cele vechi disfuncționale. Pentru că dacă ceva a fost prăjit cu ghilimelele de rigoare și a da. fost compromis, să zicem, în creier, poate fi refăcut. Și atunci, automat, pentru... Cele mai multe dintre boli asta se întâmplă, deci sunt compromise structuri neuronale întregi din creier, în mod automat ele pot fi refăcute. Ceea ce este wow. Ăsta este, poate, plus valoare. Care este cea mai simplă problemă pe care o poți rezolva în cele mai puține ședințe? Nu știu, abar n-am. Cred că anxietate. Insomnia. Sunt oameni cu insomnie. Am câte ședințe? E o variabilă. Așa cum amprenta este unică, la fel fiecare creie este unic și deja de la primele 2-3 ședințe se întâmplă schimbări în starea generală a fiecăruia. Ce recomandăm noi însă este să nu renunțe după 10 ședințe sau 30 după ce oameni Că există tendința asta ca și în. la antibiotic. Terapie. Exact. Ai, ai simțit, simțit efectul în dar trebuie să mergi la capăt. Dar trebuie să faci 7. Exact, e antibioticul așa. Exact același lucru e și în terapia clasică, în care omul când începe să se simtă bine părăsește terapia. Înțelegând că, de fapt, de acolo începe povestea și de acolo trebuie să stabilizezi. Exact același lucru și aici. Că, da, e ok să fac o cărare în munte, dar vine ploaia, vine apa, mi-o Dar dacă fac o autostradă în creier nu se mai întâmplă, dispare creierul și autostrada rămâne. Deciziile obținute nu se, se mai pierde. pierd, adică da. nu căpătați dependență de neurofeedback, iar lucrurile pe care le obțineți <laughs> cu siguranță sunt de folos. Noi facem toate aceste lucruri în cadrul Institutului Brain Map Neuroscience, atât în Brașov, cât și în București, în Sfântul Gheorghe Târgu Mureș. Okay, deci oamenii deci oamenii vă de... pot găsi în foarte multe da, locuri și locații, da. Da, da, da. Și avem și ten... o să, oricum o să ne extindem vara asta, o să mai deschidem și în Bacău și, și în asta în include uh, neurofeedback Feedback și, alte... Da, și alte instrumente, o... pentru că noi avem un, un grup de instrumente pe care le folosim, inclusiv homeopatia este o, o integrăm în planul de tratament al fiecărui Acolo pacient. Acolo considerăm că e, că e cazul, cazul. Și, și avem și partea de ziar, de partea de coerență inimă-creier, partea de fotobiomoturație. Deci este atât de complex încât n-ați avut timp nici măcar nu, să le menționați. Nu, nu, nici nu, 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 nu le putem enumera. <laughs> Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi cu noi aici. Mulțumim și noi. Mulțumim și concelex pentru această locație minunată. Dragi prieteni, vă aștept să interacționăm. Numai bine.